convinsă că acest marș și această navă implicit mă va face mai puternică. Aici vom pune în practică tot ceea ce am învățat în Academie. Am trecut și peste rău de mare, totul e ok. Este mult de muncă, să știți, dar ne descurcăm. A trebuit să înfruntăm capriciile mării. Ne ajutăm când avem nevoie unii de alții. Am participat la botezul făcut la bordul navei. Armamentul în contra navieră, adunarea la baza statului. S-a dezvoltat în noi acest spirit de marinar. Este o experiență unică pe care aș repeta-o oricând, la orice oră. Cele mai mari provocări sunt provocările de natură tehnică. Sunt mulțumit că n-am avut probleme tehnice. Mă aștept să mă călesc aici, cum ar spune marinarii bătrâni. S-au legat prietenii strânse. Recomand tuturor să aibă o asemenea experiență, dar nu toți suntem atât de norocoși să o avem. O să revin la bord pentru că îmi place această navă. Unic, o amintire plăcută pentru viitor. Acum la întoarcere pot spune cu mâna pe inimă că sunt un marinar adevărat. Misiunea a fost îndeplinită cu un succes mare. Aproape de apus, ne apropiem de o altă realizare tehnică remarcabilă. Este vorba de podul Rio Antirio, cum este trecut pe hărțile de navigație, deși oficial se numește Charilaos Trikopis, după un fost prim-ministru grec din secolul XIX, care a propus construirea podului în actuala locație. Este al treilea pod de acest fel din lume, după lungime, aproape 3 km, 2880 de metri mai exact, și traversează Golful Corint în porțiunea cea mai îngustă de lângă Patras, legând orașele Rio, o suburbie a Patrasului de fapt, din Peloponez, cu orașul Antirio din Grecia continentală. Este a doua oară când nava noastră trece pe sub pod și prima oară, tot în acest an, au fost ceva emoții. În documentele nautice, distanța de la nivelul apei la pod este dată ca fiind de 45 de metri, iar nava Școală Mircea are 44 de metri, așa că existau mici îndoieli legate de traversarea în siguranță pe sub pod. Thank you.
În realitate, podul este mai înalt cu câțiva metri decât se precizează în documente, astfel că nu sunt niciun fel de probleme. Rămâne totuși o realizare inginerească și tehnică extraordinară, admirată de tot echipajul și o oportunitate de navigație prin locuri deosebite. Abia ieșiți din Golful Patras, vântul se stârnește din senin, crește în intensitate și apar și câțiva strop răzleți de ploaie, confundați la început cu cei din spuma valurilor, tot mai agitate, care ajung la bord. Cerul se norează, dar ploaia nu apare. Probabil că a fost doar un semn că am intrat, tehnic, în cea de-a patra mare pe care am străbătut-o în marșul nostru, Marea Ionică. Este weekend, vreme frumoasă, 26-27 de grade și 65% umiditate în aer, așadar condiții perfecte pentru prima bricuire a punțelor exterioare înainte de intrarea în primul port de escală, este vorba de Durres din Albania. Ingrediente? Nisip, bucăți de tendă, este vorba de bucăți de pânză groasă în cazul de față provenite din vechile vele vegetale ale navei, în prezent fiind echipată cu vele sintetice, apă și multă sudoare și efort din partea cadeților care execută tradițional această muncă la bordul navei sub conducerea și supravegherea membrilor echipajului. Participă toți cadeții, români, germani sau din spectrul internațional amintit. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Bricuirea este o muncă destul de grea, cea mai mare parte executată stând în genunchi, care constă în curățarea prin frecare a punților exterioare cu nisip și o bucată de tendă. Dar cadeții au și tinerețea de partea lor, așa că până la masa de prânz, operația este executată pe toate cele trei punți. Surpriză pentru cadeții bordului în această dimineață de duminică. Suntem la ancoră, lângă insula Otonoi, din nord-vestul insulei Corfu, cel mai vestic punct al Greciei, și pentru a nu irosi timpul, chiar dacă este duminică, s-a hotărât coborârea bărcilor pentru ceea ce aici la bord se numește în mod tradițional școala ramelor. Cadeții au fost împărțiți în 5 armamente, echipaje pe înțelesul tuturor, pe cele două bărci de 10 plus 1 ale navei școală Mircea. După lăsarea bărcilor la apă în cele două borduri, de pe puntea Dunetă este rândul cadeților să coboare. Cum? În mod tradițional, adică pe atârnători. Nu râdeți, termenul marinăresc se referă la parâmele cu noduri, denumite nuci, cum altfel, din loc în loc pe care cadeții coboară de pe puntea Dunetă în barcă. Încalecă copastia, apucă zdravă cu mâinile atârnătorul, se desprinde punte, se balansează puțin și apoi cu ajutorul mâinilor și cu parâma strânsă între picioare pentru a controla căderea, se lasă ușor în barcă. Un fleac, nu-i așa? Poate pentru unii, pentru alții, lucrurile sunt mai complicate. Dacă băieții în general se descurcă bine, cu mici excepții, fetele au unele ezitări. Nu toate însă. Cum să nu cobori pe atârnători este una dintre
punctele cheie, ca să spun așa, de la Școala Ramelor, numai că trebuie să ai puțină grijă. Experiența pe care am trăit-o în momentul în care am rămas blocată pe atârnător a fost foarte rea, nu o să o uit niciodată, însă m-am bucurat de fiecare lucru pe care l-am trăit la bordul navei Școală Mircea. A fost un privilegiu pentru mine să fiu aici, să trăiesc toate experiențele pe care le-am trăit până acum. Este foarte important să revenim în țară toți sănătoși, fără accidente, incidente sau răniri, dar este la fel de important ca practica marinărească și instruirea să se desfășoare conform programului și tradițiilor de la bord. Iar dacă asta înseamnă coborârea pe atârnători, ei bine, așa s-a întâmplat, fără excepții, atât pentru băieți cât și pentru fete. Desigur, precedat de instructajul de rigoare și cu respectarea tuturor normelor de protecție a muncii. Multă mâine, da? Atât, doar mâine. Încă puțin, încă o dată. Easy, good. Yes. Hand by hand, come on. Come on. La cadeții germani, lucrurile stau cu totul altfel. Anul trecut, pentru ei, Școala Ramelor a fost opțională și doar 3-4 dintre ei au coborât în barcă. Acum a fost obligatorie și toți au fost nevoiți să pună mâna pe rame. Dar obiectivele practicii, ca și normele sau standardele de protecție a muncii, sunt diferite în cele două marine. Astfel că toți cadeții germani au coborât în bărci pe scările de pilot de la Puntea Centru și nu pe atârnători. Școala Ramelor a fost puțin mai grea decât am făcut-o noi în tabăra noastră de instrucție din România. Valurile ne-au dat puține bătăi de cap, însă am reușit să biruim, totul a fost ok. A fost distractiv, o experiență unică, cred că o să-mi amintesc de ea toată viața. Școala Ramelor? Școala Ramelor puțin mai dificilă decât ceea ce am făcut în anul întâi, dar la fel nu a fost o noutate pentru mine, pentru că am mai coborât cu bărcile de 10+1 de pe bricul Mircea și, e bine, a fost a treia oară pentru mine. Apa este de un albastru incredibil și foarte limpede. Nu degeaba celebrul Jacques Cousteau și nava sa de cercetare Calypso a revenit de mai multe ori aici. Potrivit legendei, în vechime a fost insula nimfei Calypso, care locuia într-una din numeroasele grote. Tot potrivit legendei, Odiseu s-a îndrăgostit de Calypso și a rămas ca un prizonier timp de 7 ani. Noi am stat la ancoră doar o zi și, din păcate, nu am avut timp să explorăm insula. Vremea este totuși ciudată, cu soare și nori, chiar ploaie și o mare puțin agitată, astfel că toți suntem uzluarcă. Școala Ramelor? E o plăcere. Vorbesc foarte serios. Să dai la rame cu colegii, să te sincronizezi, este o plăcere. Sunt extrem de mulțumit de modul în care s-au comportat.
Sunt foarte bucuros că au reușit să însușească multe din cunoștințele pe care noi am încercat să le împărtășim. Vremea a fost foarte schimbătoare, de la un cer înnorat la un soare arzător, dar noi ne-am continuat programul, deși era o zi de duminică, am preferat să beneficiem de tot ceea ce înseamnă o instrucție colectivă și multilaterală, în sensul că au participat toată și cadeții români, dar și cadeții străini pe care am avut la bord. Școala de rame a fost benefică, toată lumea a fost foarte mulțumită. La finalizarea acestor activități, studenții au întrebat când va fi următoarea plimbare cu barca în jurul navei școlii mici. Este mai greu, mai ales pentru cadeții străini, să țină ritmul. Cine crede că școala ramelor se face doar pe timp frumos, cu soarele strălucind pe albastrul Mediteranei și pe mare calmă, se înșală. Începe o ploaie torențială, dar ramele continuă să se scufunde în mare până la expirarea timpului regulamentar. Contabilizăm o altă experiență. Școala ramelor pe ploaie în largul insulei Nimfei Calypso. Poate că am supărat-o pe nimfă, tulburând apele insulei cu entuziasmul tinereții. Cine știe? One. Dimineața zilei de 27 august ne găsește în Marea Adriatică, a cincea mare traversată pe timpul marșului, la intrarea în primul port de escală, este vorba de Durres, al doilea oraș ca mărime din Albania.
Tradițional, prima zi a escalei este rezervată vizitelor oficiale pe care comandorii Gabriel Moise și Mircea Târfoacă, însoțiți de atașatul militar și șeful delegației germane de la bord, le fac autorităților locale, civile și militare. Avem două obiective, pe mare instruirea cadeților, români și străini, în porturi activități de diplomație navală. Prima oprire este la statul major al forțelor navale albaneze, unde suntem primiți de generalul major Ilber Dogjani, comandantul marinei, într-o atmosferă de camaraderie și prietenie chiar. A urmat vizita la primarul orașului Dureș și apoi ajungem și la prefectură. Aici avem parte de o surpriză plăcută și întâlnim vechi prieteni. Actualul prefect, Roland Nasto, este fostul șef de stat major al forțelor navale și comandant al districtului naval, care primise delegația noastră și în urmă cu 7 ani. Desigur, sunt vizite oficiale și protocolare care se execută în fiecare port de escală, dar am remarcat atmosfera distinsă în care s-au desfășurat. Porturile, într-adevăr, sunt interesante, opririle sunt interesante, sperăm și în porturile respective să avem și mulți vizitatori, că asta ne dorim, să promovăm imaginea României și a instituției din care noi facem parte. Dimineața, la ridicarea pavilionului și a geacului, am avut plăcuta surpriză să recunoaștem la intonarea imnului Albaniei, imnul steagului, cum este cunoscut, acordurile cunoscutului cântec pe al nostru steag e Scrisunire, compus de Ciprian Porumbescu pe versurile lui Andrei Bârseanu. În varianta albaneză, versurile aparțin lui Alexander Stavri Drenova, care era de origine română și a trăit în România până la moartea sa în 1947, publicate mai întâi ca o poezie în ziarul Libertatea Albaniei în anul 1912 și oficializat chiar în noiembrie același an după obținerea independenței. Amintim și prânzul oferit de nava școală Mircea la bord a autorităților militare și civile din Dureș. Atmosfera din elegantul salon de la pupa navei a fost una cu adevărat deosebită, călduroasă și extrem de prietenoasă. S-au discutat proiecte de colaborare între cele două porturi, Constanța și Dureș, de extinderea legăturilor și colaborării militare și economice în general, dar și de invitarea unor cadeți albanezi să-și efectueze practica la bordul navei școală Mircea, ceea ce se va și întâmpla în anul 2019. Aceasta deoarece marina albaneză este redusă numeric, nu dispune de nave importante în prezent și își pregătește viitorii ofițeri la Academii Navale din Turcia, Germania, Italia sau Statele Unite ale Americii. Ce das menie namureto, caleni buri vetrove, vetrove, ni lubi meu dan srceto, te scăpi rodni vregove. Prizbani v ta sveștena zgrada, odol vrhove najsveșten, najsveșten. Ultima zi de scală la Dureș a fost și cea în care bătrânul nostru velier și-a îndeplinit și aici cu succes cea de-a doua misiune, după cea de instruire a cadeților, și anume cea de ambasador al României pe mările și oceanele lumii, dar și în porturi. Cu alte cuvinte, diplomație navală în vechiul Dirachium, prin recepția oficială organizată la bord în fiecare port și la care au participat peste 80 de persoane în afară de membrii echipajului. Dacă aminteam de diplomație navală, este și pentru că majoritatea invitaților au fost din corpul diplomatic al ambasadelor din capitala țării, Tirana. Energicul și inimosul atașat al apărării de la ambasada noastră, l-am numit aici pe colonelul Florin Țuțuianu, a reușit performanța de a aduce la bord nu doar pe foarte mulți dintre colegii săi atașați militari, dar și ambasadori sau alți reprezentanți diplomatici. We are here to celebrate the arrival of a very friendly
classes of education which Romanian Navy Naval Academy organizing each year. We have here seven nations with plus Romanian one, so eight nations training. We train together. It was a long trip till here. It was a long trip till this moment to be together and having this special moment. Dar sarea și piperul recepției, care a surprins în mod plăcut invitații, au fost mini-recitalurile de cântece marinărești susținute de cadeții români și străini de la bord. Rând pe rând s-au perindat pe la microfon cadeții din Bulgaria, China, Polonia, Marea Britanie și la sfârșit corul cadeților români aplaudați generos de către asistență. O idee foarte bună care a încălzit rapid atmosfera și a facilitat socializarea, ieșind puțin, dacă vreți, din tiparele oficiale. Marynarz, który zdziwił się wyłącznie pieprzem, sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Hej ha, kolejkę na lek, hej ha, kielichy wzmieszmy, to zrobi doskonale morskim opowieścią. Hej ha, kolejkę na lek, hej ha, kielichy wzmieszmy, to zrobi doskonale morskim opowieścią. Suntem caporal pe un, tonul la, la cânte. De e vreme rea sau bună, 2, 3 și... De e vremea sau bună!